Bucovina-Suceava n-a avut mila de Dinamo Brașov. Moldovenii au jucat tare încă din primul minut și au luat rapid un avans consistent de 4 goluri, care l-a scos din sărite pe antrenorul dinamoviștilor Eliodor Voica. Timeout-ul a venit perfect pentru dinamoviști, care urmăriți de Petre Cosma au jucat mult mai bine și au ținut pasul cu adversarii. Asta n-a făcut însă decât să enerveze pe rivalii de la Universitatea Suceava. În ultimele 5 minute ale partidei, moldovenii au înscris de 7 ori la rând, fără răspuns din partea lui Dinamo, care a fost surclasată pe propriul teren, scor 27-33, și rămâne cu doar 3 puncte în primele 5 etape. Anumite situații de joc am dat dovadă de imaturitate și n-am știut să gestionăm foarte bine rezultatul. Am pierdut pe greșelile noastre. Ne-am concentrat și probabil prin experiență am reușit să trecem peste. Ei fiind mai tineri, probabil s-au pierdut la anumite momente cheie. În etapa viitoare este derby între locurile 2 și 3. În direct la Digisport, Bucovina-Suceava primește vizita celor de la UCB Reșița. Ambele echipe au câte 8 puncte de clasament. Evident că este favorită Reșița în orice joc cu noi, cu Suceava, pentru că au o valoare de individuală a jucătorilor peste a noastră. Dar, așa cum s-a mai văzut, se pot întâmpla surprize.